Dimineața. E joi. Și ca de obicei, joi e joia politică. După două săptămâni de cum să-i spunem, supraveghere și calculare a probabilităților că Procurorul General al României și Procurorul șef al DNA fac sau nu treabă, și au făcut sau nu treaba ca lumea, ministrul justiției, care nu prea are prea mare putere asupra lor, dar mă rog, încearcă și el, le-a dat un cartonaș galben. Bă, ăsta se crede la fotbal? De câte știu eu, cartonașe galbene se dau la fotbal și roșii. Deci dacă le mai dă unul, primesc și roșu automat. Interesantă chestie, n-am ce spune. Oricum, după le-a luat două săptămâni. Mă, dar ăsta n-a fost furat, mă. Wow. N-a fost furat duminică noaptea, noaptea de duminică spre de sâmbătă spre duminică de o oră. Asta n-a comentat, că în recapitulare, da. Dragnea a fost furat de o oră, ca toți de altfel, inclusiv eu. Și ăsta dă cartonașe galbene. Nu, oare o fi pe el, o fi supraveghind Liga Profesionistă de Fotbal? Curioasă treabă. Așa, la vecinii noștri din est îndepărtat, demonstranții îți luați pe sus cu duba. Unii erau simpli pietoni, dar asta e, ce să-i faci. Altă chestie, tot așa l-a luat-o cu duba, blonda din Băicoi, care acum câțiva ani buni în urmă a făcut o gală de box și că a sifonat ceva bani. Pe lângă faptul că au băgat-o puțină răcoare la loc cu umbră și program fix, acum i-au mai dat și că un bonus de 6 ani. Dar mai are o cale de atac. Oare cum o să-i atace? Subversiv? Altă chestie interesantă, de vreo săptămână și ceva, suntem bombardați pe toate canalele posibile și imposibile de balena albastră. Bă, ce aveți, mă? Ce v-a apucat draima să faceți atâta reclamă la o chestie care nu e foarte pozitivă? E negativă de-a dreptul. Foarte negativă chestia ce se întâmplă, dar ăștia fac reclamă. Ba, mai fost curentul emo. Dar și ăla a trecut. Sau, mă rog, nu mai așa pregnant. Acum o ține sus și tare cu sărmana balenă. Ce m-a făcut, mă, balenă? Că au denumit jocul ăla tâmpit așa? Urât tă treaba. Oricum, revenim la oile noastre. Mă duc la un client să schimb trei ochi, trei camere. Nu-i mai mulțumit de calitatea lor, vrea ceva mai bun. Și pe deasupra, bonus, dobitocul iarăși a uitat parola la DVR-ul. Sau DVR-ul a fost dobitoc și a uitat parola. Din două, una. Trebuie parole complicate. Trebuie să pună una simplă. Fură care va da. Dacă îi fură, îi fură DVR-ul cu totul. Mama, supărări. La ce să le faci? No. E grele. Așa, altă chestie, asta e o știre locală. Apa
rămâne sub aceeași conducere. Cică, dar vom afla în mai dacă se va schimba sau nu. Dar mai mult ca sigur va rămâne tot același. Alte minuni. Strandul Dacică vom avea acces gratuit în zona comercială să bem o blondă. Și în viitorul îndepărtat, următorul mileniu, cred că, cetatea Aradului, din unitate militară, va deveni obiectiv turistic. Nu-i cred, tată. În caz că îți place vorbitul meu aiurea și vlogul meu, poți să mă susții cu thumbs up, thumbs down, comentariu și subscribe. Ciao, boys.